Președintele Volodymyr Zelensky, aflat în Statele Unite pentru a participa la adunarea generală a ONU, i-a vizitat pe militarii ucraineni răniți pe front și aflați în tratament într-un prestigios spital din New York. Zelensky a stat de vorbă cu ei, a făcut fotografii și a dat autografe. Președintele Ucrainei va fi vedeta actualei sesiuni a adunării generale ONU, ținând cont că este prima dată de la începerea războiului când se află în fața liderilor lumii veniți la New York. Zelensky a spus din nou că Rusia, membru permanent în Consiliul de Securitate al ONU, ar trebui exclusă pentru că nu-și mai merită locul. For us, it's very important that all our words, all our messages will be heard by our partners. And if in the United Nations still, it's a pity, but still, there is the place for Russian terrorists. It's a question, not to me, I think it's a question to all the members of the United Nations.